În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cernici părinți, cuvioși părinți, cuvioase măicuțe, dragi miri, iubiți nași, iubiți părinți, frați și surori, stăviți să fie Domnul! Avem marea bucurie de a fi împreună la această mare și frumoasă adunare și desigur că nu putea să nu veniți. Ne-a întrebat cine v-a chemat la nuntă. Și cred că nu greșesc că am spus lacrimile miresei în care l-am văzut pe Hristos. În bucuria miresei în care l-am văzut pe Hristos. Și desigur și în bucuria mirelui. Și la unul și la altul, pentru că de mâine ei vor fi unul. În dragoste sinceră, în statornicie, unde mereu și mereu l-am văzut pe Hristos. Și cred că aceasta ne-a făcut pe toți care suntem aici la această nuntă, ca să venim că l-am văzut pe Hristos, dar cel mai mult în lacrimile curate, în lacrimile sincere care ieșeau mereu din inimă și din suflet. Pentru că mulți oameni plâng, mulți predicători plâng, însă în lacrimile lor nu se văd pe Hristos. Căutam odată când se străduia cineva să spună o poezie și se oprea și vrea mai... Nu ieșeau lacrimile și nu știa cum să le scoată. Și se vedea atât de sacă poezia, măcar că era plin de Duhul Sfânt, tot cuvântul lui Dumnezeu este din Duhul Sfânt și are putere mare. Însă Duhul smereniei, prin care au trecut mirii noștri, ne-a chemat astăzi la nuntă. Și asta s-a toate în grija Domnului și ați venit să vă binecuvinteze cerul întreg, iubiții sufletului nostru, pentru dragostea mare cu care ați venit. Suntem la o nuntă creștinească. Desigur că aici în România aveți parte de multe nunți duhovnicești, de care e mare lipsă astăzi în toată lumea ortodoxă să se facă asemenea nunți, unde să poată poposi, odihni Hristos la nuntă, în sufletele noastre și noi să ne bucurăm. Cred că fiecare simțim puterea lui Dumnezeu, puterea Harului, simțim ceea ce simțim fiecare și parcă ne leagă sufletele unii de alții și ne îndeamnă pe toți, haideți spre Dumnezeu, haideți spre Patria Cerească, hai să ne pocăim, hai să cădem înaintea lui Dumnezeu, să ne plângem păcatele. Părerea de rău, amintirea din trecut, durerea sufletului că l-am supărat pe stăpânul și iată-ne, iubiților, că într-o toate noi suntem fericiți. Dar totuși cei mai fericiți sunt mirii. Pentru că îl au pe Hristos și ne au pe noi. Dacă noi nu veneam în seara asta, ei nu erau fericiți. Și când v-au văzut că voi ați venit toți pe rămăjoară aici, ei stau, dar mulțumesc celui care i-a mulțumit toată viața și care i s-a rugat și au rămas sinceri copii al lui Dumnezeu. E mare lucrare prin câte trece astăzi Biserica lui Hristos, prin câte ispite și cât greu este astăzi, au mai rămas suflete curate, suflete dornice de mântuire. Și aceasta este mândria, mândria duhovnicească a bisericii noastre, că avem creștini cu adevărat, avem cu cine ne mândri și putem arăta că numai așa o putem numi o nuntă creștinească unde este și Domnul Iisus și Maica Domnului, scumpa noastră mamă a tuturor, care negreșit este aici, la această taină, că de acum s-a început taina mare, e o pregătire pentru ziua de mâine. Pentru că tainele Dumnezeu sunt atât de mari că și oamenii sfinți plângeau în pustie, în singurătate, în post și rugăciune și se pregăteau pentru a primi o taină sau chiar taina Sfintei Împărtășanii. Ei mulți se pregăteau și plângeau.
Noi astăzi le primim mai ușor și de aceea nu le prețuim prea mult. Ele așa ar trebui când oamenii se pregătesc pentru o taină, să plângă, să postească, să se roage fierbinte, din genunchi trebuie să se ridice, pentru că sunt doi copii credincioși și ne place tare mult când găsim credință și datorită că au fost crescuți de părinți credincioși, pentru că le-a insuflat Duhul Sfânt prin rugăciune. Și noi prin Duhul Sfânt trebuie să ajungem la Dumnezeu, că mulți se străduie să ajungă la Dumnezeu singur, fără Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu le-a trimis pe Duhul Sfânt, stați aici, până nu veți primi Duhul Sfânt, să nu vă duceți nicăieri. Puteau și ucenii să ia să se ducă, fără Duhul Sfânt, să înceapă a propovădui și atunci spuneau niște erezii. Dar au așteptat. Și când a venit Duhul Sfânt, frica s-a dus, tot ce a fost rău s-a dus, au primit o încurajare, o putere, erau gata și au fost gata totdeauna să sufere, să moară, să rabde pentru Hristos. Eu am zis că e o mare lipsă de Duhul Sfânt astăzi în poporul nostru, în lumea noastră. Pentru că Dumnezeu spune, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Adică fiecare om trebuie să devină o biserică pentru Dumnezeu. O biserică pentru Duhul Sfânt să locuiască Dumnezeu. De aceea noi greșim mult, de aceea cădem, de aceea ne înstrăinăm că nu-L avem pe Duhul Sfânt. De aceea trebuie să-L chemați într-una și într-una pe Duhul Sfânt ca să vină și trebuie să vă pocăiți într-una și într-una. Pentru că nu-i odată în viață pocăința. E o întoarcere când ne întoarcem la Dumnezeu. Dar pocăința trebuie să ne rămână cel mai aproape în fiecare zi, în fiecare clipă. Mă uitam la o fratele care se ruga, cred că tata Mirelui. Și ascultam bine rugăciunea și el se numea că e nemernic, plin de slăbăciune, se numea atât de rău, parcă toți așteptau să iasă niște sfinți aici, să înceapă a zbura deasupra Mirelor, știți? Și câteodată a venit un om care a început să spună că el este rău. Vedeți dacă prin Duhul Sfânt el merge la Dumnezeu. Aceasta au plâns-o toți și până n-au. Și mă, pe aceștia a primit Dumnezeu. Drept și sfinți n-a venit nimeni la Domnul. Numai cei păcătoși, ei au nevoie de iertare. Ei au nevoie și toată lumea e păcătoasă, dar lumina pocăinței n-a pătruns peste ei și trebuie să vă rugați, fraților. De multe ori am spus că nu suntem frați numai cei care suntem aici. Și toată lumea de pe întreg pământul și acel care este beat în șans, cel care fumează și cel care este încă în curvie, ei sunt frații, surorile de mine și Hristos ne trimite la ei să-i chemăm. Odată m-a întrebat cineva, și cum, părinte, chiar ești frate cu aceia? Mai mult decât un frate, mă doare sufletul. Noi de multe ori ne gândim că am ajuns la Hristos și mergem cu Hristos, dar El de multe ori lipsește dintre noi. Pentru că ne conduce răutatea, încă suntem răi, încă suntem neiertători, încă suntem neiubitori de aproape, de străini. Nu știm să îmbrăcăm pe cei goi, să dăm hrană celor flămânzi, încă atâtea și atâtea avem de făcut în fața Domnului. Și m-am bucurat că am văzut că mai sunt păcătoși așa ca mine și aici, la Matca, în România. Și voi toți sunteți păcătoși. Dar ați aflat harul bucurie, că vă iartă Hristos dacă veniți iar. Și așa de mult mă bucur. Și totdeauna mă bucur și în biserică și la rugăciune, că Hristos a spus că cine vine la mine, eu nu-l dau afară. Și așa mă bucur de cuvintele acestea, că Domnul nu mă dă afară. Și mai spune Domnul că câți păcătoși au venit, nici pe unul nu l-a întors în deșert. Desfrânate, desfrânați, tălhari și oameni atât de răi și păcătoși au venit și au căzut la picioarele lui Iisus și au plâns cu amar. Dacă vă gândiți la păcătoasa care plângea cu lacrimi, spune Domnul Iisus că tu nici apă nu mi-ai dat, dar ea cu lacrimile ei. Ce mare nevoie are biserica noastră astăzi de lacrimi curate, de lacrimi trăitoare, de lacrimi rugătoare spre cer, de lacrimile Duhului Sfânt, care toate prin Duhul Sfânt să le faceți. Și noi cei care ieșim la predică trebuie ca Duhul Sfânt să fie ca un filtru în suflet și în mintea noastră, ca să filtreze, ca să dăm o hrană bună, să ne rugăm,
Că așa auzeam din frați vorbind, că unul vorbea, ceilalți se rugau prin colțuri în genunchi, ca Dumnezeu să înțelepțească, Dumnezeu de ei putere, să nu vorbim ceea ce vrem noi, ci ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, că pentru orice cuvânt trebuie să răspunzi în fața Lui. Dragii noștri miri, ce mult vă iubim! Și n-am fi putut să nu vă iubim dacă voi nu-L iubeați pe Domnul. Dragostea noastră este închinată vouă pentru că voi ați închinat dragostea voastră lui Hristos. Cel de pe cruce care și azi e atât de singur și îndurerat. Pentru cei care încă nu s-au întors, nu L-au primit ca Mântuitor și Domn. Pentru cei care încă trăiesc departe de Dumnezeu. Pentru cei care încă nu-L cunosc pe adevăratul Iisus. Mulțumim tuturor celor care ați rămas atât de scumpi și dragi și statornici de această mare și frumoasă lucrare a lui Dumnezeu. M-am bucurat în seara asta. Eram așa de trist zilele acestea, pentru că în ultimul timp acum vorbeam și la Putna când am slujit cu alții înalți preasfințiți și am rugat pe tovarăși și jurnaliști să aibă milă de Biserica lui Hristos, să nu mai lovească, să nu mai lovească păstorii noștri, că împlinesc lucrarea lui Satan. Ce spune Dumnezeu? Voi bate păstorul ca să împrăștie oile. Să știți că toate interneturile, toate murdările care sunt aruncate asupra bisericii, a slujitorilor ei, a monahilor, fraților, este aceea lucrare drăcească, masonică, care vrea să distrugă biserica dinăuntru. Voi, dacă m-ați vedea pe mine căzut, mă mai iubiți sau nu? Nu mai mă iubiți. Numai un singur, numai unul singur mă mai iubește atunci când cad. Eu când cad, voi mai mă ridicați sau nu? Voi nu vreți să mă ridicați. Dar numai unul singur se mai pleacă să mă ridice. Trăiți de acest duh de smerenie, frații mei. Eu îi mulțumesc că El a rămas totdeauna cu mine. Voi rămâneți când mie-mi e bine. El rămâne și atunci când mie-mi e greu sau mi-e rău. Voi mă iubiți atunci când mă vedeți că merg frumos sau bine. El mă iubește atunci când cad. Și cum n-am fi noi? Dragostea lui Dumnezeu iubește oricând. Și te caută. Și de aceea să fiți foarte atenți mergând pe drumul acesta al mântuirii, să nu judecați pe nimeni. Dumnezeu nu ne-a dat dreptul să ne facem judecători. Dumnezeu ne-a dat doar un singur drept, să ne judecăm pe noi. Să fii judecător pentru tine, conștiința ta să-ți fie judecător. N-ai dreptul să judeci, să vorbești pe nimeni de rău. Frate creștine, iubește, iartă, așteaptă, roagă-te. În fața lui Dumnezeu să te simțești ca cel mai rău și păcătos om din toată lumea. Cu mare frică să vă apropiați de Dumnezeu. Cu mare teamă să vă apropiați de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de oamenii lui Dumnezeu, de Moise și alți mulți oameni sfinți, cum se apropiau ei de Dumnezeu. Citiți și asemenea să veniți și voi. Vă mai rog, dragii mei, să rămâneți curați în Duhul Bisericii noastre, ortodoxe, unde ne-a chemat Părintele Iosif Trifa. El a spus că această lucrare a fost trimisă neamului, credinții și Bisericii noastre ortodoxe. Nu a fost trimis la altcineva. Aici, în Biserica noastră. Și ce bucurie avem! Și Dumnezeu totdeauna a purtat de grijă Bisericii noastre. Totdeauna a avut oameni mari și sfinți în toate vremurile și până la Părintele Iosif. Și atunci când vedea că vine un pericol, îl ridica alți oameni. Și desigur că pe Părintele Iosif a trimis Dumnezeu lucrarea aceasta când se apropia cele mai cremuri vremuri pentru biserică. Când voi trebuia să mergeți în închisori, să suferiți,
Și părintele Iosif v-a spus, eu am suferit și voi asemenea veți suferi după mine. Numai asta este credința și biserica adevărată. Nu poate fi alta. Și el v-a pregătit și v-a spus pe patul de moarte, că așa va fi. Pregătiți-vă! Și dacă nu treceați și vedeți că lucrarea oastei Domnului, atâția sfinți care nu se știu, desigur, sfinții închisorilor, din toată lumea, numai din România, din toată lumea, atâția sfinți au dat. În Moscova odată au îngropat de vii 5.000 de călugări. Preoți și arhirei. 2 săptămâni au umblat pământul. Erau încă vii sub pământ, oameni care se mișcau, dar mureau cu bucurie. Adică treceau din viața cea spre cealaltă. Dacă ar spune, scriu oamenii, dar nimeni nu poate să spună în cuvinte ce au suferit și frații din oastea Domnului. Nu pot să spui în cuvinte. Dacă ar încerca cineva care a fost la o închisoare să spună ce a trăit acolo, el nu poate spune. Începe să plângă și doar numai lacrimile pot să mai spună ce au suferit de greu. Dar a trebuit și preoți, și călugări, și frați ostași, toți ați suferit și ați trecut. Și vedeți când a trimis bisericii noastre? Atunci când trebuia să vină cei 70 de ani de grea încercare. Și ce tare, ce frumoasă, ce puternică a fost biserica atunci. Și iată, astăzi, după vremurile grele, cât de greu este. Ceea ce nu au putut să facă nici comuniștii, nici cei mai răi oameni, ce n-au putut să facă bisericii, o fac astăzi. Ne rușine când vedem ce lucruri urâte scriu despre arhirei, preoți, călugări. Frații mei, toți multe ori mă întreabă, ați auzit? Eu n-aud nimic. Eu n-aud și nu cred în nimic. Să nu credeți, dragii mei, că aceasta o facă anumit, ca să bată păstorul să împrăștie oile. Acesta cuvânt să-l țineți minte. Și chiar dacă ar fi să văd un căzut. Dacă Tu m-ai învățat, Doamne, dacă Tu, Doamne, mi-ai dat mâna când eram cel mai căzut ca toți în lumea asta, ajută-mă să dau și eu altuia tot acea mână și tot să-i spun despre Tine, despre Golgota, despre cer. Nu știe nimeni ce va fi mâine. Când veți judeca pe altul, vei cădea tu mâine. Când vei arăta păcatul altuia, să știi că ajungi acolo, dar încă mai rău de cum a fost el. De aceea vă rog, fiți foarte atenți. Și cred că, nu știu, noi nu putem numi ani, zile. Eu nu vorbesc niciodată despre Antichrist, despre sfârșit. Măcar că lucrurile sunt destul de văzute. Aceasta este lucrarea lui Antichrist. Știți cum la noi în Ucraina, în Rusia, femei au ajuns să taie crucea lui Hristos și să se bucure că cad crucele jos. Nu va putea nimeni niciodată să ne ieie nici crucea, nici bucuria ei prin care a venit la toată lumea. Mântuirea, jertfa iertării, vom păstra totdeauna. Dar aceasta este lucrarea. De aceea, dragii mei, spuneți tuturora să se oprească de a vorbi, de a judeca și de a arunca atâta murdărie asupra bisericii. De asta nu plouă. De asta au secat fântânile. N-a mai fost niciodată atâta rău. Și acum diavolii nu lovesc de afară biserica, ci de aici, de înăuntru. Că atunci când slujitorii Domnului vor trece pe drum să scuipe pe ei, când trec măicile miresele lui Hristos, vă știți ce greu e în mănăstire? Voi nu știți viața de călugărie? E tare greu. Nu vorbesc de pofte sau de păcate, pentru că știu pentru ce am lăsat lumea. Și nu m-am dus în mănăstire ca să mă petrec. Numai unul Dumnezeu știe câte ispite, câte gânduri, câte munci, câte chinuri. Încercați voi unul să stați la o priveghere și să vedeți cum sunt picioarele voastre o zi. Călugării mănăstiri zi și noapte se roagă. Fraților, nu vă uitați să ne ascultați. Eu nu vorbesc pentru că suntem aici,
nici că sunt eu în mănăstire, ci mi-e milă. Că dacă vroiam desfrâu, vroiam bogății și petreceri, nu alegeam mănăstirea. Alegeam drumul larg al lumii. Eu totdeauna mulțumesc și am spus, dacă aș muri și m-aș mai întoarce odată lumea asta, trei închinăciuni aș face în fața lui Dumnezeu una, să-i mulțumesc că are așa oameni. Și totdeauna biserica a avut așa oameni. Una părinților care v-a născut ca să rămâneți, cum spune Sfântul Apostol Pavel, precum eu singur am rămas, și a treia pentru voi, ca să ales calea îngustă. Și pentru voi, dragii mei, frați și surori, care suferiți împreună cu Domnul, care iubiți pe Domnul și care v-ați predat Lui, țineți la credința voastră, la biserica voastră și iubiți-L pe Dumnezeu. Acestea sunt minciuni, să știți, eu am fost învinuit, la fel, că vând copii, că vând organele din copii. Și eu mă duceam în toate țările să fac o operație la un copil. Plângeam copilul în brațe care murea în Germania. Am plătit 150.000 de euro operație. Și Dumnezeu l-a salvat. Vreau să trăiască, vreau să-L ajut. Vreau să nu mă întrebe de Dumnezeu de ce n-ai făcut totul ce ai putut să faci. Eu nu știam cum să caut să-i pot vindeca. Așa totdeauna. Și alte multe, nici nu vreau să le mai numesc. Dar așa au găsit. Așa să doboare inima noastră. Vă știți, căci fără biserică, fără preot, nu vă puteți mântui. Și aș vrea să termin doar cu câteva cuvinte. De la fratele Traian Dors, ceea ce el, când părintele Iosef trecea la Domnul în ultima noapte, când avea 30 de kilograme, când era uscat de boală, de durere, dar nu-l mai durea nimic. Nu-l mai durea nimic pe părintele Iosef în seara aceea. Vedeau frații și plângeau lângă patul lui. Pe dânsul, cel mai tare îl durea, sufletul după lucrarea oastei Domnului. Cu aceasta a murit părintele Iosef, să știți. Cu durerea după această frumoasă lucrare și binecuvântată lucrare a oastei Domnului. Și părintele Iosef, după ce mi-a spus o mulțime de lucruri, a zis, eu mă duc. Cu mine au terminat. Nici nu se mai poate face nimic. Dar voi veți rămâne. Și voi va trebui să suferiți ce am suferit eu. Poate și mai mult. Să vă rugați și să rămâneți neclintiți, alipiți de adevăr. Țineți învățătura pe care ați primit-o, pentru că știți de la cine ați primit-o. Dumnezeu ne-a dat învățătura aceasta și credința aceasta să o ținem până la sfârșit. Câtă vreme voi veți fi uniți, nimeni nu va putea face nimic, niciun rău, pentru că puterea lui Dumnezeu va fi cu voi și veți fi ocrotiți. Dar după cum poporul acesta la care a fost trimisă lucrarea s-a lepădat de această lucrare, mai mare lui și biserica noastră la care a fost trimisă lucrarea aceasta a oastei, s-a lepădat de ea prin mai mare ei și va veni vremea când și ostașii se vor lepăda de oaste. Și atunci va fi rău. A fost o profeție plină de adevăr pe care, iată, am început să o trăim și noi înșine astăzi. Părintele însă a zis, cine va răbda până la sfârșit, cine va fi statornic până la capăt, acela va fi mântuit. Cine a început bine și va sfârși rău, acela în zădar a început bine, dacă a sfârșit rău. Cine a fost credincios o vreme, o jumătate de vreme, două vremi sau 10 vremi, și n-a fost credincios până la sfârșit, în zădar a fost credincios. Pentru că dacă sfârșitul rău, în zădar a fost un început bun. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și voi căutați să fiți credincioși până la sfârșit. Oricine se va plătina și oricine va părăsi lucrarea. Mântuitorul Evanghelie de astăzi, parcă această profeție o face ucenicilor săi în fața lui Dumnezeu și în fața lor. El îi leagă pe ucenici de Dumnezeu și pe Tatăl îi leagă de ei.
Pe Tatăl pune în fața lor și pe ei pune în fața Tatălui. Să știți că voi nu sunteți singuri, că oriunde veți fi, voi veți fi în fața lui Dumnezeu, în fața Tatălui. Și Părintele nostru Iosif a spus, Dumnezeu a făcut cu lucrarea oastei un legământ. Nu numai prin jertfa lui Iisus, ci prin jertfa sa, care m-a întopit pe altarul acestei lucrări, pentru că ea să crească, să se întărească și să rămână biruitoare în felul și în legământul și în învățătura și în credința în care a zis-o Dumnezeu și Duhul Sfânt, odată, pentru totdeauna, la începutul ei. Pe vremea când eram cu Părintele Iosif în Sibiu, erau adunare de peste 200 de suflete. Și în toate satele din jurul Sibiului erau adunați, erau adunări binecuvântate. În Cristian, în Orlat, în Gura Râului, în Rășinari, în Selește, în Sibiel, în Poiana Sibiul, în Jina și în toate aceste sate. Și frații din Sibiu și frații din jurul Sibiului se întâlneau în fiecare duminică și erau acolo ca o ghirlandă de flori scumpe și mărgăritare în jurul Sibiului adunările. Îndată ce s-a evit Duhul străin al neascultării, al răstălmăcirii credinței și Bibliei, când a început unii să vorbească, da, ce Maica Domnului, ce cruce, ce icoane, ce împărtășane, ce biserică, și au propodit nu lupta contra păcatului, ci contra lucrurilor sfinte, au început să nimicească toate frumoasele adunări. Cred că înțelegeți, iubiții Domnului, ce a vrut să ne spună Părintele și a văzut lucrările de atunci și am vrea ca noi să rămânem. Așa cum ne-a învățat să luptăm împotriva păcatului, nu împotriva bisericii, nu împotriva preoților, ci împotriva păcatului. Pentru aceasta ați fost chemați. Rămâneți statornici, frații mei. Și fratele Traian numește aici și numește pe unii frați, noi nu trebuie să-i mai amintim, istoria vorbește și spune că ei au păcătuit împotriva Duhului Sfânt atunci când au rupt frații de biserică, când au vorbit duhurile străine, precum și astăzi se străduie să vină ecumenismul să ne învețe. Noi iubim toată lumea, să știți, nu avem nicio ură împotriva nimănui. Eu iubesc toată lumea de pe pământ. Și mă rog să se întoarcă la adevăr. Spunea un Sfânt Părinte, s-a rugat și pentru diavol să ierte Dumnezeu. Să ierte Dumnezeu. Noi ne rugăm pentru toată lumea. Dar cine vrea, cine s-a rătăcit, cine s-a depărtat, să se întoarcă. Cine nu lasă pe diavol să se mântuiască, să fie iertat. Mândria. Din cauza aceasta a căzut. Din cauza aceasta nu se întorc oamenii înapoi care s-au rătăcit. Chiar dacă au greșit, au luat o rază într-o parte. Frații mei, nu aveți altă cale. Calea cea bună este calea Ortodoxiei, pentru că ea a fost bătătorită de Sfinți Părinți. Dacă s-ar putea vedea cât sânge s-a vărsat de la Hristos și până acum, atunci ar înțelege fiecare de unde pășim, ce facem și pentru ce suntem creștini ortodoși, pentru care Sfinții Părinți au mulțumit că au fost ortodoși. Vă las pe toți în brațele Domnului Iisus, Maica Domnului Preasfântă, să vă acoperi. Iubiți-L pe Dumnezeu, dragii mei. Nu se știe. Vremurile sunt tare grele. Și voi vedeți cum vreau să doboare, să omoare adevărul, să distrugă biserica, să depărteze lumea de la biserici, să depărteze de la noi, ca să ne împrăștie. Nu vă dați și nu vă dați înșelați de acestea duhuri nimicitoare, pentru că e mare pericol de rătăcire. Fiți statornici, aveți mare legătură cu duhovnicii bisericilor, mărturisiți-vă cugetele voastre, păcatele voastre, împărtășiți-vă cât mai des, spovediți-vă încă mai des, când ai o mustrare de conștiință, nu lăsa să-ți roadă ca un car inima și mintea ta, încemânchează
și spune și dezleagă-te de ceea ce te ține legat. Și vă îndemn pe toți cei care poate sunt prima dată la această nuntă. V-am întâlnit cu unele persoane în seara aceasta. Veniți la Domnul Iisus. Poate cineva încă nu știe. De multe ori poate a judecat mult lucrarea voastră, Domnului. Să știți că eu cred că ea va rămâne biruitoare. Ea este a Domnului. Se roagă toți cei care s-au jertfit această lucrare. Dar vai de cei care vor aduce o învățătură străină, care vor căuta să dezbine frumoasa lucrare a oastei Domnului, ca să nu mai putem fi una, să putem merge toți împreună spre acel Dumnezeu. Eu v-am fost frate și vă rămân frate. Cum m-ați numit, cum mi-ați spune, eu v-am iubit, că voi l-ați iubit pe Domnul Iisus și am răstignit. Eu vă rămân alături totdeauna. N-am fricoșată judecată, nu ne va chema Dumnezeu nici pe înalt preasfințite, nici după nume, nici după ranguri. Dumnezeu, vom tremura atunci în fața Lui, va fi o groază mare. De multe ori stau în biserică și mă gândesc cum aș sta în fața Lui Dumnezeu acum. Și mă întreabă, știți care este prima întrebare pentru noi preoții în ziua judecății? Unde sunt oile mele? Eu așa zic că asta este prima întrebare pentru mine. Nu ne va întreba Dumnezeu de păcatele noastre prima dată, nici de viața noastră. Pe urmă, nu știu, fiecare vom fi întrebat, dar prima întrebare, poporul acesta, să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L putem întoarce în brațele Domnului, să-L putem aduce la Hristos, să fie un copil bun. Vedeți că dacă nu, Dumnezeu ne pierde și vom pieri cu toții, fraților, că eu vă spun, nu spune Dumnezeu, eu vă spun nu, ci dacă voi nu vă pocăiți, veți pieri cu toții la fel. Și v-am spus că pocăința asta trebuie să fie în fiecare zi. Bine ar fi dacă m-aș pocăi acum, eu mă pocăiesc, Doamne, eu mă pocăiesc, primește-mă. Și gata, nu mi-ar mai trebui pocăință. Deci cel care se pocăiește și are pocăința adevărată, în fiecare zi, în fiecare ceas, el se pocăiește, plânge și vede păcatele cum le-ar fi făcut într-una astăzi, chiar dacă le-a făcut cu 30 de ani în urmă. Iar într-una își plânge păcatul și pare rău că așa au făcut Sfinții, așa cum Maria Egipteanca în pustie. Când a venit Părintele Zosima aceea, a spus, singă Sfânta, stă în fața ta, a spus, mi-e rușine să-mi amintesc de viața care am trăit-o. Și nouă mi-e rușine, și mie mi-e rușine să-mi amintesc de faptele mele urâte, de viața noastră, dar mulțumim dragostei tale, Doamne, pentru că atât de mult ne-ai iubit și ne iubești și aștepți pe fiecare și nu voiești moartea păcătosului și să întoarcă și să fie viu. Mulțumim tinerilor că ne-ați chemat la nuntă. Să vă binecuvânteze cerul, să aveți o viață binecuvântată de Dumnezeu. Toți vor dori multe cuvinte și multe dorințe și fericiri. Nu mai este nicio fericire în viața asta fără Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate face fericiți și deplin fericiți. Numai El vă poate face. Nu vă putem învăța că noi de multe ori am învățat de la voi cum să plângem, cum să ne rugăm, cum să ne plecăm genunchii și drumurile voastre care au fost atât de dese în Ucraina și binecuvântarea pentru căsătorie care v-am dat-o, dragostea care o aveți pe Hristos, eu rămân încredințat în Domnul că El o să vă ajute, că tare greu să faci o familie. Fraților, e tare greu să faci o familie, să zidești o familie și să trăiască după voia lui Dumnezeu, să fie casa plină de copii, masa, așa cum este struncul de vie, cum se spune, așa trebuie să fie o familie creștină, o familie credincioasă. Eu așa mă bucur când aud de 5, 6, 7, 8, 9 copii. Spun, da, aceștia sunt cu adevărat creștini. Nu vă uitați la Europa, că aceia omoară sufletele Europa. Uitați-vă la Hristos, uitați-vă la Duhul Ortodoxiei, la Sfinții Părinți care ne-au învățat. Aveți grijă de posturi, de mercuri, vineri, duminici, sărbători. Suntem oameni, nu suntem dobitoace și trebuie ca să știm ce facem, fraților, cum ne purtăm. Trupul este trup, dar voi să știți și dați drumul nașterii de prunci. Nu trăiți pentru plăcerile trupești, pentru viața asta pământească, ci Dumnezeu a spus, înmulțiți-vă. Cei care se înmulțiți-vă, a spus, nu, să trăiți pentru plăcerea voastră.
ci să vă înmulțiți. Luați aminte cuvintele acestea. Cine vrea să trăiască în curăție, să trăiască, cum spune Evanghelia, cei doi, dacă se sfătuie pentru o vreme. Ei singuri, nu trebuie să puneți că vin la mine mulți la binecuvântare, binecuvântează, părinte, ca să trăim în curățenie toată viața. Păi bine ar fi dacă aș putea și eu să trăiesc în curățenie toată viața, dacă n-ar fi diavolul care vă așteaptă îndată. Vă binecuvintez câtă vreme vă dă Dumnezeu și vă ajută, cât veți putea, un an, o lună, o săptămână, trăiți în curând mulțumiți lui Dumnezeu. Dar, fraților, nu trăiți pentru plăcerile acestea păcătoase, ci pentru cer trăiți. Și sediți familii pentru cer. Tare, tare multe familii au fost, și cred că mai sunt în România, care tare frumoasă se duhovnicește și copiii frumos au crescut și au fost toți sănătoși. Așa au fost și părinții noștri și a fost bun. Astăzi tare e greu, nu mai ai pe cine învăța, n-ai cui spune. Toată ziua lumea se despartă, plâng copii, familii. De aceea, stavă Domnul, cum mai sunt mulți de acestea, că avem nădejdea că va fi bine. Eu mă voi retrage. În cele tale niciodată n-am avut obiceiul ca să mă duc în timpul adunării, dar mâine avem două nunți la noi acolo și slujba mâine dimineață trebuie să fim la Cernăuți. Vă așteptăm cu toată dragostea, toți românii. Veniți când puteți, cum puteți să ajungeți. Noi vă iubim și vă iubim mult. Vă rog să țineți la preoți, la călugări. Așa mă doare sufletul cum îi bățiocorește. Îi face de râs pentru că vrea să distrugă biserica. Hrușciov, știți ce a spus? Că de grabă îl voi arăta pe ultimul popă spânzurat în Kremlin. Și slavă ție, Doamne, uitați-vă ce binecuvântare petrec pământul. Mănăstiri și biserici au putrezit ei, au fost toate lor împrăștiate. Niciodată biserica nu se va pierde și totdeauna va rămâne. Dar voi răbdați, scumpii mei frați și surori, voi să răbdați. Vă jocura, pentru că prin asta ne vom putea mântui, nu când ne laudă, ci când ne vorbesc de rău și când ne urăsc cei din jur. Să vă dea Dumnezeu mai putere să puteți răbda, dar voi să țineți la biserică și la slujitorii cu cea mai mare frică, fraților, și cu tremur să ajutați Biserica lui Hristos. Amin.